Federația Patronatelor din Turismul Românesc păstrează tradiția și lansează de duminică ediția de toamnă a programului O Săptămână la Munte. În acest an, copiii de până la 7 ani pot fi cazați gratuit. Din 2 noiembrie și până pe 19 decembrie, Federația Patronatelor din Turismul Românesc și Asociația Națională a Agențiilor de Turism derulează programul special O Săptămână la Munte. Prin acesta se urmărește creșterea gradului de ocupare a unităților de cazare din zona montană și asigurarea accesului la odihna unui număr cât mai mare de turiști români. Lansarea programului reprezintă o oportunitate pentru turiștii români de petrecerea unei mini-vacanțe la munte, la prețuri foarte mici, cuprinse între 161 și 368 de lei, sejur de 5 nopți. La solicitarea Federației Patronatelor din Turismul Românesc a fost introdusă facilitatea pentru copiii de până la 7 ani, prin care aceștia pot beneficia de gratuitate dacă sunt cazați în camera părinților. De asemenea, sejururile la munte în România la tarife reduse pot fi achiziționate și de turiștii din Republica Moldova. Biletele pot fi cumpărate de la agențiile membre ale Asociației Patronatelor a Industriei Turismului din Republica Moldova, partenerii Federației Patronatelor din Turismul Românesc.